Vodafone te aduce aproape de lotul olimpic al României. Împreună suntem mai puternici la Jocurile Olimpice. Bună, Constantina! Ai venit și tu aici la noi să ne povestești cum te simți, cum ești, cum a fost cursa ta. Da, acum mă simt ok, puțin obosită, picioarele mă dor foarte rău, dar o să-mi revin cu problemele astea. Așa sunt după fiecare maraton, aproape o săptămână, trebuie să te refaci puțin și astea. Sper să fie cât mai repede refacerea și cât mai bună. Lumea care intră pe aplicație vrea să știe dacă ești supărată, dacă... Nu cred că sunt supărat. Adică totuși mă așteptam să alerg un timp. La pregătirea pe care am făcut-o mă așteptam să alerg vreo 2:30. Deci pregătirea pe care am făcut-o eu era de 2:30. Eu sunt foarte bucuroasă că am putut să termin cursa la condițiile care au fost și traseul la care a fost. Mie nu mi-au... Nu mi-a fost bun traseu pentru că au avut foarte multe curbe. Nu mă plâng de ploaie pentru că îmi place vremea rece, dar curbele pe mine m-au terminat la problema mea cu sciaticul și asta a fost problema. Dar sunt bucuroasă că am terminat și chiar am vrut să termin maratonul. Am avut chiar 3 puncte de abandon. Am zis că mă opresc și atunci, în momentul ăla, trebuie să fii foarte puternic cu psihicul ca să poți să treci peste momentele grele și zic, nu, astăzi eu fac 42 de ani și 195 de zile și maratonul este proba pe care o alerg eu de aceeași distanță și vârste pe care o am și trebuie să termin cursa și numai pentru mine și pentru publicul care m-a susținut și care, deci pe traseu au fost foarte, foarte mulți români. Am rămas foarte impresionată cum strigau la mine și cum mă încurajau. Și atunci am zis, nu, trebuie să termin cursa indiferent ce va fi. Cum a fost cursa? Cum a fost traseul? Traseul a fost greu. Deci, dacă a fost greu, a fost pentru mine, a fost pentru toată lumea. Dar probabil fetele celelalte sunt mai tinere, că nici eu nu mă plâng când e un traseu greu, pentru că dacă ești pregătit ca lumea și ești mult mai tânăr, deci nu... Deci când alergam acum vreo 6-7 ani, 2:23, nu conta de traseu, cum e traseu sau cum că a fost fric, că a fost cald. Contează și de astea foarte mult, dar în timpul atât timp cât prima sportivă fuge 2:23, deci nu ai de ce să te plângi. E normal să te doară picioarele așa de rău după o asemenea cursă? Oh, da, după fiecare maraton am aceleași probleme cu picioarele, pentru că totuși sunt 42 de kilometri și mai ales că a fost ploaie și au fost curbe care au fost, bineînțeles că tot timpul te oprești, iar te întorci, iar încetinești ritmul, după aceea trebuie să inții iar în mine și lucrurile acestea îți strică puțin din pasul și din timpul pe care vrei să-l scoți. Te-ai numărat bătăturile de pe picioare? Ai multe? Nu, pentru că eu nu fac cu perechea de dași care alerg, nu fac bătături și nici bășeci. Și sunt norocoasă, deci am descoperit pantofii cu care alerg, ASICS, în 2005. În 2005 și când mi-au dat prima pereche la campionatul mondial de Helsinki și de atunci alerg numai cu același model făcut în 2005. Deci nu se mai face în 2000, deci în 2012 nu se mai face același model. Se face tot cu emblema, dar nu este exact cum i-am eu. Și atunci alerg cu, mi-au dat foarte mulți atunci în 2005 și mai am câteva pereche. Pantofii de maratonist sunt pantofi special făcuți, se pot face la comandă? Sigur. Sigur, se pot face la comandă și mie chiar mi-au făcut, dar mi-au făcut puțin mai subțiri, ceea ce nu pot să alerg pe proba de maraton, unde erau chiar cu culorile României, roșu, galben și albastru, deci și cu numele meu pe Adidas, dar nu pot pentru că sunt foarte subțiri. Fiind foarte subțiri, în cursa de maraton te dor tălpi și atunci mi-am luat puțin. Deci eu alerg modelul vechi care am alergat tot timpul și chiar dacă pun o pereche nouă, modelul care l-am vechi, nu-mi face nicio beșică. Deci tot timpul, chiar ieri după cursă, când am terminat, toată lumea m-a întrebat, ai făcut vreo beșică din cauza ploii? Zic, nu, n-am făcut nimic, sunt foarte bine când am văzut că picioarele mele intacte nu au nicio beșică, au fost foarte surprinși. Atunci care sunt zonele de care te dor atunci? Deci cu labele, picioarele e scăpat? Deci eu problema e cu nervul sciatic și asta este de atâția ani, dar nu trebuie să mă plâng pentru asta, că e sportul pe care mi l-am ales eu și îmi place ceea ce fac și asta este. Oamenii de pe aplicație te întreabă dacă ai avut emoții mari înainte de cursă.
Sigur că am avut emoții mari, fiind la start cu nume mari, care sunt cum este Mari Kitani din Kenya, Edna Kipaga din Kenya, etiopiencele, Zu, kenianca, care a venit pe locul 3 la Jocurile Olimpice la Beijing, Shubukova, Lidia Shubukova Rusoica, care a fugit de ore 18 anul trecut. Și au fost 5 sportive sub de ore 20 la start. Deci sunt nume mari. Bineînțeles, sunt foarte tinere. Unele au chiar 25-26 de ani, sunt foarte tinere. Dar etiopiencele și unele dintre kenience, dar... Bineînțeles că la orice competiție mare și mai ales cum sunt Jocurile Olimpice, ai emoții înainte de start. Chiar cu 2 zile au început. Până înainte cu 2 zile nu aveam așa emoții, eram liniștită, dar cu 2 zile chiar eram în cameră cu colega mea, cu Lidia Shimon, și chiar zicea, pușa, dar zice, ești puțin agitată, zic, au început emoțiile. E greu să câștigi 2 olimpiade la rând la maraton? Dacă ești la o vârstă... Deci la o vârstă mai tânără, cred că poți. Cum, bine, nu știu dacă la maraton, dar de exemplu cum Sandra Izbașa, gimnasta noastră, câștigă 2 medalii la 2 ediții de Jocurile Olimpice, deci poți să faci așa ceva. Dar nu știu dacă la maraton, până acum la maraton nimeni n-a mai câștigat 2 ediții la Jocurile Olimpice. Este foarte greu pentru că totuși sunt 42 de kilometri. Și... probabil vreodată o să câștige cineva 2 ediții de Jocurile Olimpice. Iorga Mihai te treabă pe aplicație. Cum te-ai simțit atunci când ai trecut linia de sosire? Împlinită sau cu un mic regret că nu ai putut face mai mult? Deci, într-adevăr că am un regret pentru că nu am alegat timpul pe care mi l-am dorit, dar tot în același timp mă simt fericită că am putut să termin cursa. S-au oprit, deci, favorita Jocurilor Olimpice și numărul 1 în lume, Lidia Shubukova, deci s-a oprit Mara Yamauchi, s-a oprit Lorna Kipaga from Netherlands, din Olanda. Deci s-a oprit o grămadă de atlete tari și atunci eu când am văzut că ele, tot când le vedeam pe dreapta, una s-a oprit la 10 km, cealaltă la 25 de km. Și când le vedeam pe dreapta, zic eu, nu, eu trebuie să termin cursa. Și la un moment dat am fost fericită că am terminat cursa, asta a fost. Dar e cu un mic regret pentru că nu am alergat pe pregătirea pe care am făcut-o eu. Deci trebuia să merg mult mai tare pentru pregătirea care am făcut-o, că am făcut pregătire bună, dar nu am mers. Depinde și de ziua care o prezi. Deci depinde și de ziua de care o prezi. Mi-ai spus că ai avut 3 momente în care ai vrut și tu să te oprești. Care au fost acele momente? La ce anume? Da, odată a fost cred că pe la kilometru 30 și tot așa m-am simțit foarte, foarte, foarte rău și venea să mă opresc, venea să și vomit și am zis nu, trebuie să... Am lăsat-o puțin mai încet și am continuat. După aceea, pe la kilometru 35 și pe la kilometru 38, mai aveam câțiva kilometri, în momentul când am ajuns la mila 24, între mila 24 și 25, mai aveam 2000 și ceva și zic, nu trebuie să mă opresc. Și atunci mi-a fost foarte, foarte greu. Și atunci am zis, nu, trebuie să... Dar dacă am psihicul foarte puternic, trec peste momentele grele. Cum te-ai motivat? Ce ți-ai spus în momentele alea când... Deci tot timpul, deci în momentul... Da, corpul spunea să mă opresc. Oamenii de pe margine mă încurajau, românii cu stegulețele, cu tricolorul nostru, deci mă încurajau și eu zic, nu, sunt Jocurile Olimpice, deci nu trebuie să mă opresc la Jocurile Olimpice, indiferent. Dacă era un alt maraton, cum ar fi Chicago, poate cedam, dar pentru că eram la Jocurile Olimpice, lucrul ăsta m-a făcut să trec linia de sosire. Te întreabă lumea pe aplicație dacă știi ce ai greșit și dacă se alargă din nou mâine cursa, tot așa ai... Nu cred că am greșit nimica, deci așa am prins ziua, așa a fost să fie, deci depinde și de zi cum o prinzi, cum am explicat, multe atlete foarte bune s-au oprit, deci depinde de zi. Și dacă aș alerga din nou mâine ziua, maratonul, nu cred că a schimba absolut nimica, deci probabil aș prinde o altfel de zi, deci asta e toată chestia. Te-ai pregătit pentru această olimpiadă venind aici la Londra, te-ai sculat în fiecare zi la 6 dimineața să alergi în parc. De ce făceai acest lucru? Pentru că îmi doream să alerg cât mai bine, că, ca orice sportiv, de asta și în Statele Unite unde m-am pregătit. Același lucru, m-am trezit și la ora 5 ca să pot să fac antrenamentul, să ajung la ora 9 când făceam program de 3 ore de antrenament. Atunci trebuia să mă scol foarte dimineață, să mănânc și să-mi fac toate lucrurile înainte de antrenament. Dar
pentru că îți dorești să ajungi să fugi cât mai bine la Jocurile Olimpice, faci toate sacrificiile pe care poți să le faci. Și atunci eu de asta mă trezeam la ora 5-6 să-mi fac antrenamentele pe care trebuia să le fac. Păi și oamenii care te vedeau la 6 dimineața, oamenii care își plimbeau cățelul, oamenii care aveau se plimbau în dimineața să se recreeze, ce ziceau când te vedeau că alergi? Vai, deci și în America când veneam, erau mulți oameni cu câinii la plimbare și mulți care făceau jogging. Și tot timpul mă salutau, pentru că mulți dintre ei deja au început să mă cunoască și îmi urau baftă. Și același lucru și aici în parc, în High Park, am întâlnit foarte mulți oameni care m-au recunoscut și tot îmi ziceau good luck, Constantina, good luck, Constantina. Și eu le mulțumeam, le zâmbeam și oamenii cu câinii care își plimbă câinii, cum ei ies să se recreeze afară în parc, același lucru ies și eu pentru antrenamentul meu. Deci nu erau surprinși că foarte, deci lucru care m-a impresionat foarte mult, oamenii care se scol foarte dimineață aici în Londra și fac mișcare în parc. Deci la ora 6 deja începeau să iese oamenii să facă mișcare. Am văzut că cei cu câinii nu, cam displăceau câinii, cel puțin cam un colei a fost la un antrenament al tău și e un colei cam la 5 metri, că probabil că ți era frică să nu te muște, să te accidenteze, nu? Da, tot timpul mi-e frică de câini, indiferent cât de mic ar fi cățelul sau cât de mare ar fi câinele, deci mi-e frică de ei și mai bine îi ocolesc decât să se... Chiar am avut câteva incidente de cazul acesta, s-au repezit, chiar dacă erau cu stăpânul și țineau de lesă, s-au repezit către mine și atunci mi-au stricat. Și atunci mai bine îi ocolesc puțin și îmi văd de treaba mea în continuare, decât să mă enervez în timpul antrenamentului. Mihai Ungurean te întreabă dacă alergi des și în somn. Se întâmplă să visezi că alergi să alergi? Da, de multe ori. De multe ori visez că alerg în somn și de multe ori m-am visat în București, că alerg maraton în București și alergam pe lângă stadionul Tineretului și numai pe după aceea se făceau undeva în Otopeni și tot nu reușeam să ajung la finish, deci nu reușeam să ajung la finalul cursei și dimineața mă trezeam așa de nervoasă și agitată că eu n-am terminat cursa, nu încercam să ajung la linia de sosire și nu ajungeam la linia de sosire și după aceea se făcea în altă parte linia de sosire și am avut de multe ori visuri cu alergând în somn. Deci coșmarul unui atlet în somn este că nu ajunge la linia de sosire. Da, da. Al meu da, în somn. Ce mesaj ai pentru sportivii români din Londra? Pentru sportivii români din Londra, dacă pentru cei care sunt românii noștri care sunt la Jocurile Olimpice, în primul rând îi felicit pe toți cei care au făcut rezultate bune și pe cei care n-au avut rezultate. În primul rând contează foarte mult să ajungi, să te califici pentru Jocurile Olimpice. Asta este un lucru extraordinar, să te califici. Nu contează de rezultat, eu îi felicit pe toți pentru calificare și în al doilea felicit pe cei care au luat medalii și le urez în continuare la cei care nu au avut competițiile, baftă, multă și sănătate. Ce gânduri îți trec atunci când alegi cei 42 de kilometri? La ce te gândești? De multe ori nici nu ai timp să te gândești în timpul cursei, că așa de repede trece. Multă lume zice, vai, 2 ore jumate, 2 ore 20, 2 ore 20. Și zice, ce trece ție prin minte? Cum toată lumea mă întreabă. Deci de multe ori în cursa de maraton, chiar dacă este așa de lungă, nu ai timp să te gândești la foarte multe lucruri, decât te gândești la pasul pe care îl faci, să nu faci vreo mișcare greșită, să-ți strice ritmul sau... Deci astea sunt gândurile unui maratonist. Mai se gândește și la familie, câteodată se mai roagă, Doamne, dă-mi să termin cursa sau să termin bine, sau... Deci sunt lucruri din astea care țin de maraton. Pentru România să particip, cum te-ai simțit? Mă simt onorată să particip pentru țara în care m-am născut. Chiar am fost întrebată de ce nu am alergat pentru America. Chiar un reporter din Colorado a venit acasă la mine și mi-a luat interviu. Și eu am dat repede că nu pot, pentru că încă nu sunt cetățean de 3 ani de zile, dar eu chiar vreau să particip în continuare pentru România, deci sunt onorată să particip pentru România, că-s româncă. Câte perechi de pantofi ai schimbat de când te-ai apucat de maraton? Multe. multe perechi. De exemplu, la cursele de maraton, când alerg, îmi pun aproape tot timpul câte o pereche nouă, doar ce mai fac poate câteodată câte un antrenament cu ei înainte, dar de multe ori pun perechea nouă și nu am avut probleme.
Și la antrenamente am schimbat foarte multe perechi, deci nici nu le-am numărat câte perechi, mai mult de 50 de perechi de Adidas și de încălțăminte. Te-ai gândit așa cam câți kilometri ai alergat de-a lungul timpului de când ai început să faci performanță? De câte ori ai ocolit globul? Cred că dacă mă gândesc bine așa, pe an cam între 5.000 și 6.000, câteodată am și depășit 6.000 de kilometri pe an. Deci, dacă îi mulțesc, bine că nu în fiecare an am făcut 6.000 sau 7.000 sau 5.000, dar sunt ani, dacă îi mulțesc cu anii de sport pe care i-am făcut, se strânge ceva kilometri acolo. E mult să faci 6.000 de kilometri pe an chiar și cu mașina. Da, da, că multă lume zice, păi eu nu merg cu mașina cât alergi tu pe jos. Până la ce vârstă ai de când să alergi? Mai cred că de alergat o să alerg toată viața, că vreau să fac mișcare pentru sănătate, pentru mine, dar nu știu dacă voi mai alerga la un nivel foarte înalt, acum rămâne de văzut cât mă ține corpul. Lumea pe aplicație te întreabă dacă particip și la următoarea olimpiadă de la Rio. Multă lume mă întreabă, este greu să spun că particip și la următoarea olimpiadă, mi-ar place, dar mi-ar place mult mai mult să văd alte sportive tinere că vin din spate și îmi ia locul să meargă la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro. Cineva întreabă pe aplicație, te roagă să îi spui trei lucruri care îți plac foarte mult la România. Da, deci n-am vizitat România, sunt sincer și spun chestia că n-am avut timp să vizitez România. Multă lume îmi spune că avem foarte multe mănăstiri frumoase în partea Moldovei, dar eu n-am avut timp și am zis când o să mă las de sport, vreau să vizitez toată România, să văd ce lucruri frumoase avem, că toată lumea vorbește că avem foarte multe lucruri frumoase în România și vreau să le văd. Deci la România îmi plac oamenii, chiar dacă câteodată sunt puțin răi. Altceva, ce să zic, îmi place să vin tot timpul acasă, că mă simt acasă, unde am crescut și unde m-am născut. Și știi cam atât. Avem peisaje frumoase, ai putea să alergi foarte bine și în România, să și vizitezi cu ocazia asta, să și vezi locurile frumoase de la noi din țară. Bineînțeles că mi-ar place și eu m-am antrenat foarte mult înainte de anul 2000, m-am antrenat foarte mult în piatra arsă. Bineînțeles că nu poți să te antrenezi la un nivel foarte înalt ca să ajungi la nivelul la care sunt în ziua de astăzi atletele mondiale, dar totuși până la un nivel se poate antrena și la noi în țară. Deci la piatra arsă, având hotelul acolo și altitudinea, poți să te antrenezi până la un nivel, nu la performanță foarte, foarte înaltă. Nu ne-ai spus dacă vrei să continui să mai faci performanță. Te oprești după olimpiadă sau mai continui să alergi pentru a face performanță? Eu încerc să mai continui dacă se poate, dacă nu, asta este. O să continui să fac decât alergare pentru mine, dacă nu se mai poate. Depinde de pentru că corpul meu deja este obosit, deja am 25 de ani, exact cum un om normal lucrează într-o uzină 25 de ani și după aceea se pensionează. Același lucru am eu în sport, 25 de ani de muncă în spate și deja puțin corpul își cam spune cuvântul, puțină oboseală. Și probabil cred că și făcând anul acesta 3 maratoane, deci eu făceam 3 maratoane când eram mult mai tânără, deci înainte de 38 de ani, făceam 3 maratoane pe an. Și anul ăsta am făcut 3 pentru că a trebuit să-l fac pe al doilea ca să pot să-mi fac baremul pentru calificare, ca asta îmi doream cel mai mult. Și olimpiada a fost al treilea maraton. Probabil și asta m-a dus puțin în jos, nu știu, deci eu m-am antrenat, antrenamentele au mers bine, dar asta a fost. Ce zic că atletele, maratonistele mai tinere când te văd că participi iar și iar și iar și te văd la... Și la linia de sosire și terminând și pe primele locuri. Da, sunt foarte, foarte bucuroase că alergă cu mine împreună. Deci le face o mare presoare să fie cu mine la start, să fim împreună și să ia start alături de mine și că am voința în continuare să alerg cu ele tinere împreună. Sunt și un pic timorată, probabil, că se gândesc că iar ai venit să... Oh, da, de multe ori, sigur, își pun și problema asta, dar trebuie să... Da, trebuie totuși să se gândească că totuși am o vârstă, ele sunt tinere și au mult mai multă putere decât mine. Și... Dar totodată chiar se gândesc la chestia, de multe ori văd cum mă urmăresc în cursă și
gândul meu, zic, măi, dar zic, probabil fetele astea nu văd și ce vârstă am, că stau și mă urmăresc pe mine, ar trebui totuși, că eu înainte, când eram mult mai tânără, deci nu mă gândeam ce în jurul meu, eu dădeam drumul și vreau să alerg cât mai bun, cât mai tare și cât mai bine, să vin în primele trei. Lidia Simon, ce poți să-mi spui despre ea? Ea a terminat puțin mai... Da, este, Lidia este o atletă extraordinară, fiind vicecampioană olimpică și campioană mondială, este o valoare, o atletă de valoare foarte, foarte mare. Acum a intrat în cartea recordului cu a cincea competiție la Jocurile Olimpice. Vă dați seama, să fii pentru a cincea oară la a cincea ediție la Jocurile Olimpice este un lucru extraordinar, să participi pentru a cincea oară la Jocurile Olimpice. Este un om extraordinar și are o putere și o voință de muncă extraordinară. Cu ea ai vorbit, ea vrea să mai continue, nu? Da, chiar și glumeam pe chestia asta, ziceam, Lidia, ne vedem și la Rio de Janeiro, zice, da, Pușa, ne vedem, pentru că noi am stat împreună în cameră înainte de maraton și după maraton și am plecat împreună din satul olimpic aseară și chiar ne-am dat zi. Zic, ne-am bucurat să mai vină fete tinere, că și acum la jocul, la ediția de la Londra, am așteptat să mai vină încă o fată, pentru că poate să participe trei atlete la Jocurile Olimpice. Și ne așteptam să-și mai facă cineva mai tânăr baremul, dar nu și-a făcut. Și asta ne-a îndurerat puțin pe amândouă, pentru că nu vedem că nu mai vin alte atlete de jos. Și chiar atunci zice, dacă nu veni nimeni în spate, ne pregătim tot noi și mergem și la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, dar vom vedea ce va fi până atunci, va fi greu. Doru Plăcintea te întreabă câte medalii crezi că strânge România la Londra? Păi eu zic că deja 8 avem, să zic că de la început am zis între 8-10, deci am zis, am fost eu acolo, dar poate și mai multe, de ce nu? Că mai avem pe Sandra la sol, mai este Cătălina, deci mai avem sportivi în concurs și poate depășim numărul 10, de ce nu? Că m-ar bucura foarte mult și mai ales ieri m-am bucurat pentru Sandra pentru că ne-au depunctat foarte mult la echipă și la individual pe aparate și eram foarte supărată, deci chiar țipam la televizor cum arbitrii își bagi joc de fetele noastre. Ce medalie te-a surprins cel mai mult din delegația noastră sau care te-a bucurat mai mult? Toate m-au bucurat, fiecare în felul lui, dar cel mai mult m-a bucurat și pentru aurul lui Alin de la tir, pentru că la Beijing a venit pe locul 4, chiar sub podium și m-a bucurat foarte mult pentru el că a câștigat medalia de aur și a făcut și recordul olimpic la puncte. O să întrebi ceva mai trist, tu făcând sport de performanță poți înțelege mai bine, un fotbalist din România de divizia inferioară a murit pe teren după 10 minute după ce intrase la o temperatură de 40 de grade. Se pot întâmpla asemenea tragedii la... Oh, da, se pot întâmpla, chiar la Chicago și chiar la Londra anul acesta a murit o... Nu făcea sport de performanță, făcea jogging, dar era o alergătoare și vrea să termine maratonul. Se pot întâmpla și nu numai la fotbal, în multe sporturi se poate întâmpla și mai ales la o temperatură foarte ridicată. Se pot întâmpla și îmi pare rău pentru că s-a întâmplat la noi în România și cu un fotbalist din România. Bineînțeles, am înțeles că e din Nigeria, ceva de genul acesta și îmi pare foarte rău, dar e păcat ce se întâmplă, niciodată nu știi, trebuie cât mai mult pus atenție pe controlele medicale pentru inimă și pentru să vadă cum este sportivul ca să poată să joace în fotbal sau să participe la competiții. Eu tot timpul merg la laborator și îmi fac tot felul de analize și toate astea în America la fiecare lună. Trebuie să ai o inimă puternică să poți alerga, mai ales la 40 de grade? Oh, da, sigur, trebuie să fii foarte puternic cu absolut tot, cu absolut tot. Bineînțeles, nu vei alerga 2 ore 23 la 40 de grade, că s-a și văzut la Atena când au fost 40 de grade, s-a alergat 2 ore 26 la maraton, de se vede unde este foarte cald, se alergă mult mai ușor, pentru că nu poți să alergi pe căldura aia foarte tare, dar se poate alerga și trebuie să ai o inimă foarte puternică. Oamenii de pe aplicație vor în continuu, te întreabă dacă ne vedem și la Rio, că vor să te vadă la Rio, vor România să facă din nou o performanță la Rio, împreună cu Constantina. Mi-ar place să fiu și chiar în delegația României, dar asta rămâne de văzut. E mult până atunci mai sunt. Cred că așa am zis și după jocurile de la Beijing, jocurile olimpice de la Beijing, tot așa am zis că mai este mult până la Londra și vom vedea. Dar
4 ani de zile așa repede au trecut, că nici nu știu când au trecut și mai ales acum ultimele luni când eram în pregătire, foarte repede au trecut. Fiecare zi trecea așa repede și se apropia cât mai repede proba de maraton și Jocurile Olimpice. Deci zicem că e foarte mult, dar o să treacă foarte repede. La final, ce mesaje pentru românii de acasă care te-au susținut, care s-au uitat la cursă, care au fost alături de tine? Vai, le mulțumesc mult pentru susținere, le doresc multă sănătate și încă o dată mulțumesc pentru că au fost alături de mine. Și am văzut foarte mulți români care chiar au plâns când m-au văzut la televizor tot timpul și m-au încurajat și am primit foarte multe mesaje și m-au zis, nu contează ce ai făcut acum, tu ești o campioană și îți mulțumim că încă ne reprezinți România. Deci am primit foarte multe frumoase mesaje din partea românilor și le mulțumesc pe această cale și le doresc multă sănătate. Constantina, îți mulțumim și dorim multă baftă și curaj de mine. Să fie, Doamne ajută, să fie. Împreună suntem mai puternici la Jocurile Olimpice. Intră în aplicația de Facebook Împreună la Jocurile Olimpice și susține sportivii României la Londra. Vodafone.